Cum arăta diversificarea? Cum arăta... Cum erau primele zile cu copilul și mâncarea solidă? Cum era? Știi tablourile de Pollock? Bravo! Așa arăta diversificarea la mine acasă, cu copilul care făcea toți pereții de comandă. Cred că acest cont de Instagram pe care l-am creat a pornit dintr-o necesitate a mamelor care, în momentul în care dau piept cu maternitatea și vin cu bebelușul acasă, încep să se simtă extrem de singur. Suntem o cultură a sacrificiului și dacă aș putea să-i transmit băiatului meu ceva, ar fi exact chestia asta. Trebuie să îți alegi o parteneră față de care să știi clar că nu trebuie să se sacrifice și să știi clar că în casa respectivă veți fi doi care trebuie să se ocupe în mod cât mai echilibrat, vezi că nu zic egal, cât mai echilibrat de toate lucrurile. Lidl. Meriți să fii surprins!